Oamenii s-au încumetat să iasă din casă în această dimineață, deși vântul aproape că îi dobora. Printre utilajele de dezăpezire care încărcau munții de zăpadă îmbrăcați foarte gros, majoritatea au spus că au ieșit din casă fie că trebuiau să ajungă la serviciu, fie că trebuiau să mai cumpere cele necesare pentru casă. De ce ați ieșit pe vremea asta? Aveți treabă? Trebuie să mă închei mediile. Mă duc la liceu, la Maiorescu. Trebuie să închem mediile. Mai am câteva medii. De am ieșit. Trebuie să fac cumpărături. La mine cartiere 5 lei kg de mere, 62 lei. Nici în piața acoperită nu erau foarte mulți comercianți. Cei care s-au încumetat să deschidă tarabele se încălzeau cu un ceai și spun că viscolul îi împiedică pe oameni să vină la piață, lucru ce se resimte și în buzunarul lor. Merge vânzarea pe o vreme ca asta? Da. De cât mergi? La ce clienți își permis să ies din casă, mergi? Merge dacă am rău, nu prea bine, așa că... Dacă nu are lumea bani, nu mai iese bătrânii în casă, nu se poate, mamă. Meteorologii anunță că viscolul se va opri, vântul nu va mai sufla cu aceeași intensitate, iar gradele din termometre vor indica temperaturi de minus 13 grade Celsius.